ascultăm cuvântul Domnului din Cartea Psalmilor, Psalmul 26, începând cu primul verset și până la versetul 8, pagina 566 în Sfânta Scriptură. Psalmul 26, începând cu primul verset. Făm dreptate, Doamne, căci umblu nevinovăție și mă încred în Domnul fără șovăire. Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă, trecem prin cuptorul de foc rărunche și inima, Căci bunătatea ta este înaintea ochilor mei și umblu în adevărul tău. Nu șed împreună cu oamenii mincinoși și nu merg împreună cu oamenii vicleni. Urăsc adunarea celor ce fac răul și nu stau împreună cu cei răi. Îmi spăl mâinile nevinovăție și așa înconjur altarul tău, Doamne, ca să-i zbugnesc în mulțumiri și să-i toate minunile tale. Doamne, eu iubesc locașul casei tale și locul în care locuiește slava ta. Amin. Vă invit să ocupați locurile. S-a citit în această dimineață din Psalmul 107, la timpul de rugăciune, despre ce a făcut Dumnezeu cu niște oameni care erau într-o călătorie. Într-o călătorie din robie, din Egipt, înspre țara pe care Dumnezeu le-a promis-o, înspre Canaan. Au trecut prin circunstanțe foarte complicate în viață, prin situații dureroase uneori, prin lipsuri. Și în situația aceea prin care, sau situațiile acelea prin care treceau ei în viață, harul lor a fost că l-au avut pe Dumnezeu de partea lor. Și spune Sfânta Scriptură, printre altele, și s-a accentuat lucrul acesta de dimineață, că Dumnezeu a săturat sufletul lor însetat. A stâmpărat setea sufletului lor. Cei care citiți Biblia știți foarte bine că Dumnezeu a făcut lucrul acesta printr-o minune dumnezească. A deschis stânca înaintea lor. Credeți că Dumnezeu mai poate face minuni în vremea aceasta și să se ocupe de sufletul însetat și printr-o minune dumnezească, Dumnezeu să stâmpe setea acelui suflet. Dumnezeu nu s-a schimbat. Mi se spunea la timpul de rugăciune că ceea ce a lucrat Dumnezeu cu ei, Dumnezeu poate lucra cu noi în vremea aceasta. Suntem într-o călătorie din lumea aceasta spre împărăția veșnică a lui Dumnezeu și trecem prin probleme, prin situații complicate, prin lipsuri. Avem nevoie de prezența lui Dumnezeu, de apă vie de la Dumnezeu din cer. Dumnezeu din cer să ne dăruiască. Deci mei, una dintre practicile vieții noastre creștine este să ne adunăm împreună ca Biserica Domnului. Sau dacă vreți să folosesc o altă expresie pe care noi o folosim, să mergem la casa Domnului. Așa cum am venit în această dimineață. Ei, poate că v-ați întrebat de ce am citit psalmul acesta sau parte din psalmul acesta în această dimineață, pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu ne vorbește despre un om care era preocupat de casa lui Dumnezeu, de mersul la casa lui Dumnezeu, dacă vreți. Și psalmistul David spune câteva lucruri aici în psalmul acesta despre casa lui Dumnezeu. Omul acesta știa ceva despre valoarea casei lui Dumnezeu. Adică știa casa lui Dumnezeu nu este un loc obișnuit. Este un loc valoros. Dacă mă gândesc la casa lui Dumnezeu, dragii mei, din Vechiul Testament, mai întâi casa asta lui Dumnezeu a fost un cort. Știți foarte bine. Dar în cortul acela erau niște elemente valoroase. Mai apoi, Solomon a făcut un templu, o casă somtoasă, cu arhitectură impunătoare. În casa aceea specială, dragi mei, erau lucrurile acelea de preț. Era chivotul lui Dumnezeu, erau altarele, era altarul, sfeșnicul. Dar ceea ce dă valoare sau dădea valoare casei lui Dumnezeu, dragi mei, nu era nici arhitectura, nici lucrurile de preț care erau acolo în casa lui Dumnezeu. Știți ce dădea valoare casei lui Dumnezeu? prezența lui Dumnezeu sau slava lui Dumnezeu. Și David zice așa, dragii mei, și ascultați, pe vremea lui David, cortul, adică templul nu era încă construit. Eu iubesc locașul casei tale și locul în care locuiește slava ta. E valoroasă casa lui Dumnezeu pentru că acolo locuiește slava lui Dumnezeu. Dragii mei, au fost momente în istorie când în casa lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu s-a arătat în mod perceptibil. Mai țineți minte lucrul acesta, când s-a întâmplat? Când a fost uh, consacrat sau dedicat templu, când s-a cântat, ce cu trâmbițe, când s-a cântat, când au cântat corul, dragii mei, spuneți-vă de Scriptură că a venit slava lui Dumnezeu într-un nor, a umplut casa lui Dumnezeu și preoții n-au mai putut face slujbă. Era slava lui Dumnezeu acolo. În 2 Corinești, Cor Cor capitolul 5, spune cuvântul acest, cuvântul Domnului acest lucru. Apoi, când Solomon s-a rugat lui Dumnezeu, tot cu aceeași ocazie, s-a rugat lui Dumnezeu și când a încetat Solomon rugăciunea, din nou slava lui Dumnezeu s-a coborât în locul acela și preoții n-au mai putut face slujbă. La cântare și la rugăciune s-a arătat în mod evident, vizibil, slava lui Dumnezeu. Cum mei, se mai poate întâmpla minunea asta astăzi când ne rugăm sau atunci când cântăm laudele Domnului să coboare slava lui Dumnezeu? Sigur că se poate. Dar, dragii mei, chiar dacă slava lui Dumnezeu nu se arată în mod perceptibil, slava lui Dumnezeu este acolo, în casa lui Dumnezeu. Nu să credeți lucrul acesta. Noi n-am văzut un fulger, o strălucire extraordinară, un nor care să umple locul acesta. Dar, dragii mei, când venim în locul acesta ca biserica lui Dumnezeu, Credeți că slava lui Dumnezeu este aici sau nu credeți? Nu prea aveți curaj să ziceți da. Sfânta Scriptură spune că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, ziceți mai departe, eu sunt în mijlocul lor. Și ascultați-mă, frate și surori, Dumnezeu care se angajează sau Domnul care se angajează să fie acolo în mijlocul a doi sau a trei care se adună în numele Lui, dragii mei, nu poate fi despărțit de slava Lui. Dacă El este acolo, slava Lui este acolo. Binecuvântat să fie numele Domnului. Dragii mei, dar David nu zice doar despre valoarea casei Lui Dumnezeu. David zice și despre atitudinea Lui față de casa Lui Dumnezeu. Ascultați. Doamne, eu iubesc locașul casei tale. Deci, mai atât de mult iubea omul acesta casa lui Dumnezeu, încât el se bucura atunci când cineva îl provoca zicându-i, haidem să mergem la casa Domnului. Cum facem noi? Care e atitudinea noastră față de casa Domnului? Frații iubim casa lui Dumnezeu? atât de mult, încât atunci când cineva ne zice, haidem să mergem la casa Domnului, în sufletul nostru să, tresală, să, să, să fie o tresăltare de bucurie. Cineva mă cheamă să mă duc la casa lui Dumnezeu. Abia aștept să mă duc. Se întâmplă asta cu noi. Ba mai mult, dragii mei. David așa de mult iubea casa lui Dumnezeu, încât dorea să petreacă cât mai mult timp în casa lui Dumnezeu. Haideți să vă citesc. Un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa lui Dumnezeu. ce și surori, vreau să întreb: cât de mult iubim noi casa lui Dumnezeu? Sau iubim suficient de mult casa lui Dumnezeu încât să vrem? Să dorim să petrecem cât mai mult timp împreună cu Biserica Lui Dumnezeu. Ceea ce vă spun acum este doar parte din de introducere. De aceea mă grăbesc să, să trec peste partea aceasta de introducere. Mei, dar David nu vorbea doar despre, despre valoare, despre ce are el în inimă pentru casa Lui Dumnezeu. El știa și ce trebuie să facă sau ce va face când va fi în casa Lui Dumnezeu. Acum, dacă v-aș întreba pe dumneavoastră, frați și surori, noi ce facem când venim în casa lui Dumnezeu? Dumneavoastră ce ați zice? Ați zice ceva despre cântare, ceva despre rugăciune, ceva despre predică, pentru că știți, aceasta este succesiunea în care se desfășoară lucrurile în casa lui Dumnezeu. Ascultați ce zice David despre sine. El știe ce face sau ce trebuie să facă atunci când se duce în casa lui Dumnezeu. Îmi spăl mâine nevinovăție și așa în altarul tău, altarul era la casa lui Dumnezeu, ca să îi în mulțumiri și să istorisesc toate minunile tale. Când mă duc la casa lui Dumnezeu, îi în mulțumiri. Avea pentru ce să mulțumească David lui Dumnezeu? Dumneavoastră, oameni care veniți în casa lui Dumnezeu, sau ați venit în această dimineață în casa lui Dumnezeu, câți din locul acesta în această dimineață, în modul cel mai real, am izbucnit în mulțumire înaintea lui Dumnezeu? Am făcut-o sau nu am făcut-o? Când mă duc la casa lui Dumnezeu, vin cu toate experiențele mele cu Dumnezeu după mine. Și Dumnezeu a lucrat în viața mea și a lucrat în viața dumneavoastră într-un mod minunat. Ochi trebuie să vedem, dragii mei, pentru ca să recunoaștem lucrul acesta și să izbucnesc în mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Că mi-a făcut Dumnezeu mult bine. Domnul Iisus Hristos a vindecat zecele proși odată. Spune Sfânta Scriptură, a zis Domnul către ei, duceți-vă și arătați-vă preoților. S-au dus să arate preoților, pe când au acolo, erau, erau vindecați toți. Unul s-a întors să mulțumească. Și a zis Domnul Iisus Hristos, n-au fost curățiți tot zece? Numai străinul ăsta s-a găsit să vină să mulțumească? Dragii mei, Dumnezeu din cer așteaptă când venim la casa lui Dumnezeu, dragii mei, să înălțăm mulțumiri spre Dumnezeu. Suntem aici, nu doar să ascultăm corul și fanfara sau predicatorul. Suntem aici să izbucnim în mulțumiri înaintea lui Dumnezeu, că Dumnezeu ne-a făcut bine și să mărturisim minunile lui Dumnezeu. Dumnezeu din ce să ne binecuvinteze? Mă duc un pas mai departe și intru spre, spre ceea ce este subiectul din această dimineață. Dragii mei, David mai știa ceva. Care e valoarea? cum e inima lui față de casa lui Dumnezeu, ce trebuie să facă atunci când este în casa lui Dumnezeu, dar și cum trebuie să se ducă la casa lui Dumnezeu. Dumneavoastră știți cum trebuie să venim aici, la casa lui Dumnezeu. Ascultați ce zice David. Așa, în conjur, altarul tău, Doamne, și când am citit această frântură de verset, mi-am pus întrebarea, cum așa, Dumnezeule? Tu, David, cum vii la casa lui Dumnezeu? Așa înconjur altarul tău, Doamne, sau așa vin la casa lui Dumnezeu, unde este altarul lui Dumnezeu? Cum adică? Răspunsul simplu pe care mi l-am dat a fost acesta, vin pregătit la casa lui Dumnezeu. Noi accentuăm lucrul acesta doar poate când avem cina Domnului. Și zicem, trebuie să venim pregătiți la cina Domnului. Și erau vremuri în care foarte, mai mult decât acum se accentua lucrul acesta. Fratele, avem cina Domnului, trebuie să ne pregătim, să fim atenți, să postim, să ne rugăm, să, să ne sfințim viața. Vă aduceți aminte de verburile acelea? Dragii mei, eu trebuie să vin la casa lui Dumnezeu. Nu doar când îi cina Domnului. Într-un mod bine pregătit pentru că vin acolo unde este slava lui Dumnezeu. Și, dragii mei, Ceea ce vreau să predic în această dimineață, în câteva minute, este pregătirea pentru prezența la casa Domnului. Că e cina Domnului, că nu e cina Domnului. Că suntem o mie de oameni sau că suntem 20 de oameni. Venim în locul unde este slava lui Dumnezeu și unde trebuie să facem ceva înaintea Dumnezeului acestuia, să ne închinăm și să-i mulțumim. Trebuie să venim pregătiți. Pregătirea pentru venirea la casa lui Dumnezeu. Oare în ce constă această pregătire, și surori? Mai întâi de toate, pregătirea aceasta constă în trăirea unei vieți la un standard sau trăirea vieții la un standard înalt. Fiecare dintre noi știm cam cum ne trăim viața, știm cum se trăiește viața în general. Sunt oameni care trăiesc viața în virtutea impulsurilor. Impulsul firii. Așa le vine. Și dacă, dragii mei, ascultați atâtea știri cu multe prostii pe care le fac atâția oameni, sunt pentru că trăiesc după impulsul, după cum le vine. Așa trăiesc. Sunt alții care uh, sunt civilizați și trăiesc respectând normele de conviețuire socială. Nu fac nici pe asta, nu fac nici pe cealaltă. Sunt oameni de apreciat pentru societate. Numai că, dragii mei, David zice așa, eu trăiesc viața să umblu în viața mea după adevărul lui Dumnezeu. Umblu în adevărul lui Dumnezeu. Pentru mine ăsta este standardul de viață. Ma, dragii mei, știți că există în, în Biblie o întrebare celebră. A pus-o Pilat. Când Domnul Iisus Hristos a stat de vorbă cu el și a zis, dau, sunt un împărat și eu pentru asta m-am născut, ca să mărturisesc despre adevăr. Și a zis Pilat atunci, ce este adevărul. Oare ce este adevărul? Ca să pot să iau adevărul ca standard de viață. Și când trăiesc după acest standard de viață, vin într-un anume fel pregătit la casa lui Dumnezeu. Ce o fi adevărul acesta, frații mei? O să spuneți unii dintre noastre, Iisus a zis, eu sunt calea adevărul și viața. Iisus este adevărul. Așa este. Vine de la Dumnezeu cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este cel care, dragii mei, ce spune El este adevărat, corespunde realității. Că ne că pricepe mintea noastră ce zice Dumnezeu ca adevărat, că nu pricepe. Ce zice Dumnezeu este adevărat. Să să fie numele Domnului. Dumnezeu are în cartea aceasta dauri și are în cartea aceasta nuuri. Adică ce să facem și ce să nu facem. Le-a citit în Biblie. când iau adevărul acesta lui Dumnezeu ca standard de viață, trebuie să las lucrurile așa cum le-a spus, le-a pus Dumnezeu de la început. Ce a zis Dumnezeu că este da? Să rămână da. Ce a zis Dumnezeu că este nu? Să rămână nu, dragii mei. Pentru că adevărul lui Dumnezeu ca standard de viață nu este circumstanțial. Merge când ești la biserică. Dar nu mai merge când ești la școală sau când ești la muncă. Merge și la biserică și la școală. Sunteți de acord cu mine, dragii mei? Standardul acesta de viață nu este pentru atunci când ești în public și te văd oamenii și când ești singur, nu mai este valabil. Este valabil și când ești între oameni și când ești singur. Și este valabil pentru orice domeniu al vieții. Nu există domeniul viața noastră, dragii mei, pentru care să nu se poată aplica acest standard de viață, adevărul lui Dumnezeu. Pentru căsătorie, pentru afaceri, pentru relații, pentru tot ce vreți dumneavoastră, adevărul lui Dumnezeu este, este valabil. Trebuie să lăsăm ce a zis Dumnezeu da să fie da, ce a zis Dumnezeu să fie nu. Pentru că lucrurile acestea nu se schimbă în istorie. Au venit la Domnul Iisus Hristos niște iudei, farisei, cărturari. Și au zis, este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină? Știți care a fost răspunsul Domnului? De la început, n-a fost așa, că au zis ei, Moise ne-a dat voie să dăm o carte de despărțire, a zis Domnul, da, da, din pricina împetrii inimilor voastre a lăsat Moise portița asta. Da, de la început n-a fost așa, lucrurile nu s-au schimbat, de la început până pe vremea Domnului Iisus Hristos, de pe vremea Domnului Iisus Hristos până vremea noastră. S-a urcat Moise pe munte, spune Sfânta Scriptură, și a primit de la, de la Dumnezeu tablele legii. Una, două. Și a coborât cu ele de pe munte. Și când a ajuns în tabără jos, spune Sfânta Scriptură, era, era sărbătoare, era, era, distracție, era un Dumnezeu străin. Au făcut un Dumnezeu, un vițel de aur. Și spuneți Sfânta Scriptură că Moise așa de tare s-a supărat când a văzut decăderea asta spirituală a poporului încât a izbit uh, tablele acelea de piciorul muntelui și l-a sfărâmat. Era scrise, erau scrise tablele cu degetul lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu, cele 10 porunci. Se urcă a doua oară uh, Moise pe munte. Dumnezeu îi dă al doilea rând de table. Cu legile lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb. De la primul rând de table până la al doilea rând de table s-a schimbat ceva? O fi zis Dumnezeu, le-am dat legea, dar nu pot păzi? E prea complicată. Sau în cursul istoriei, Dumnezeu să zic că asta a fost valabil acum 3000 de ani. Nu mai e valabil acum, dragii mei. Nu, nu. Pe al doilea rând de table, Dumnezeu a scris Aceleași legi, pentru că ele rămân valabile. Dragii mei, vin pregătit la casa lui Dumnezeu. Atunci când trăiesc viața după un standard înalt, după adevărul lui Dumnezeu, prezența mea la casa lui Dumnezeu, dragii mei, fără să fie trăită viața după standardul acesta înalt, s-ar putea să fie uneori o viață formală. Trupul meu aici. Ne uităm unii la alții. Inima cine știe pe unde. Vi s-a întâmplat să fiți aici în casa lui Dumnezeu cu trupul, dar inima să nu fie aici? Frate și soră, vi s-a întâmplat? În această dimineață, la sărbătoarea cinei Domnului, s-a întâmplat cuiva din locul acesta să nu fie cu inima aici. Când s-a cântat, când s-a rugat, când s-a făcut rugăciune, când s-a citit cuvântul din scriptură, dragii mei, s-ar putea să ni se tragă de la faptul că n-am trăit viața după un standard înalt și am venit în locul acesta, în virtutea unui obicei, a unei tradiții religioase. Dumnezeu a zis despre Evrei și s-a întâmplat și cu biserica, să se întâmple și cu biserica creștină în locul acesta. Când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura, cu buzele. Inima este departe de mine. Buzele și gura spun cuvinte, poate la rugăciune. Sau mai cântă câteodată când se cântă, deși de multe ori tăcem când se cântă. Dar inima nu-i pe aici. Nu-i în închinare înaintea lui Dumnezeu. Pentru că prezența noastră la casa lui Dumnezeu uneori este formală. Dar atunci când nu trăim viața după un standard înalt dar Dumnezeu, prezența noastră înaintea lui Dumnezeu s-ar putea să fie fără rezultate. Când venim aici, în locul acesta, la casa lui Dumnezeu, ne așteptăm să se întâmple ceva cu noi, să, să avem rezultate spirituale, să se întâmplă lucrul acesta, să avem așteptări. Dragii mei, să fim schimbați, să fim înnoiți, să fim revigorați. Să se întâmple ceva în casele noastre, dragii mei. Să se întâmple ceva în biserica aceasta, în națiunea română, dacă vreți. Avem așteptări de la Dumnezeu sau nu avem așteptări? Și ne rugăm lui Dumnezeu. Și avem cauze pe care le aducem de pe listă înaintea lui Dumnezeu. Și ne rugăm pentru țară și ne rugăm, dragii mei, pentru, pentru, copii, pentru, pentru, nepoți, pentru părinți, pentru, pentru, cine vreți dumneavoastră. Unde sunt rezultatele spirituale? Dragii mei, în cartea Maliachii Dumnezeu zice evreilor de pe vremea aceea așa. Iată acum ce mai faceți. Acoperiți cu lacrimi altarul Domnului, cu plânsete și gemete așa încât el nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. Dacă întrebați pentru ce? Pentru că nu ești credincios neveste din tinerețea ta cu care ai încheiat legământ. Din cauza vieții pe care o treci în casa ta. Atunci când vii să aduci jertfă înaintea lui Dumnezeu, nu sunt rezultate, Dumnezeu nu poate primi nimic din cauza vieții pe care o treci în casa ta. Frații surori, prezența noastră înaintea lui Dumnezeu poate fi fără rezultate spirituale. Și ne ducem, poate criticând, poate murmurând, poate judecând pe unul și pe altul, dragii mei, de la un compartiment sau de la, alt, de la alt compartiment, crezând că ei sunt de vină. Și s-ar putea rezultatul să nu fie din cauza faptului că nu trăiesc viața după un standard înalt înaintea lui Dumnezeu, după adevărul lui Dumnezeu. Apostolul Petru scrie în prima epistolă la capitolul 3, și voi, bărbaților, purtați-vă la rândul vostru cu înțelepciune, cu nevestele voastre, dând cinste femei ca unui vas mai slab, ca unele care vor moștri împreună cu voi viața veșnică sau harul vieții veșnice. Ca să nu, ca să nu, fie împiedicate rugăciunile voastre, că dacă nu trăiți cum ar trebui să trăiți, iar în casele voastre, dragii mei, nu aveți rezultate spirituale. În Isaia, capitolul 1, spunea Dumnezeu prin gura acestui proroc, poporul lui Dumnezeu de atunci. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi. Deci, mei, noi poate cu mai, mai cu uneori, mai ridicăm mâinile câteodată. Dumnezeu le-a zis lor, când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi. Și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult. Adică n-aveți rezultate. Din cauza vieții pe care o aveți. Acolo ziceam, mâine vă sunt plin de sânge. Trăiți într-un anume fel. De deci, mai e? Din cauza faptului că nu trăim viața la acest standard înalt, prezența noastră s-ar putea să fie fără rezultate în casa lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să trăim viața după acest standard înalt, după adevărul lui Dumnezeu, dragii mei. Face parte din pregătirea noastră pentru a veni la casa lui Dumnezeu. În al doilea rând, pregătirea noastră pentru a veni la casa lui Dumnezeu înseamnă și evitarea asocierilor periculoase. Dumnezeu ne-a creat pe noi oamenii ca ființe sociale. Trăim în societate. Mergem la școală, mergem la muncă. Cei cu care suntem acolo la școală sau la muncă sunt colegii noștri. Numai că trăind de acolo cu colegii noștri, s-ar putea ca dintre ei să se detașeze un grup care ne, ne devine mai apropiat. Și devin prietenii noștri sau tovarășii noștri. V-ați pus întrebarea vreodată: ce valori au cei care vă sunt prieteni? Ce valori spirituale au? V-a spus întrebarea? Sau că este important ce valori spirituale au cei care sunt în cercul dumneavoastră, cu care petreceți mai mult timp? Împărtășiți uh, puncte de vedere, dragi mei, petreceți timp împreună. V-a spus o întrebarea ce valori spirituale au ei? Sau nu v-a spus, dragii mei? Zice David aici așa, <coughs> omul care se pregătea să meargă la casa Domnului. Nu șed împreună cu oamenii mincinoși nu merg împreună cu oamenii vicleni, urăsc adunarea celor ce fac greul și nu stau împreună cu cerii. Oare de ce? Oare de ce, frații mei? De ce omul ăsta care se pregătește să meargă la casa lui Dumnezeu evită asemenea asociere, asemenea anturaje? Știți de ce? Pentru că afectează în mod negativ valorile spirituale. În 1 Corinteni, capitolul 15, Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Dumnezeu, zice așa, tovărășile rele, Explică obiceiurile bune. Aveai obiceiul bun să vorbești frumos. Și stând între prietenii tăi care nu mai vorbesc frumos, te-ai trezit într-o dată cu un limbaj pe care nu l-ai avut înainte. Băi, la nepoții mei. M-a fost la grădiniță. Până n-au dat vacanță, da? Și au venit la noi unul dintre ei și a folosit un cuvânt. Nu era nu știu ce. Dar nu era din casă. Nu era folosit în casă. Și am întrebat, de, de, de unde, ai, învățat cuvântul ăsta? De la gădiniță. Adică, dintr-o dată, trăind în acest anturaj, îți schimb limbajul, îți schimb gândirea. Schimb felul în care petrești timpul liber. Pentru că, dragii mei, aceste anturaje îți afectează valorile. De aceea David zicea, eu evit asemenea anturaje, mă pregătesc să mă duc la casa lui Dumnezeu. Vreau să mai spun un singur lucru, dragii mei, uh, pentru că timpul a trecut deja în al treilea rând. Pregătirea pentru a merge la Casa lui Dumnezeu, pentru prezența la Casa lui Dumnezeu, înseamnă și o examinare personală serioasă. Încă o dată spun, noi asta accentuăm mai mult la cina Domnului. Dar examinarea aceasta trebuie să ne o facem și dacă nu-i cina Domnului. Venim în locul unde este slava lui Dumnezeu. Și trebuie să-mi examinez viața. Și David în psalmul 26, și nu numai, nu face altceva decât să-și examineze viața. Cum trăiește? care este standardul lui? Cum e cu credința lui în Dumnezeu? Cum e cu relația lui cu cei, cu cei necredincioși, cu cei păcătoși, cu oamenii răi? Își analizează viața. Dumnezeu din cer, frați și surori. Dumnezeu din cer ne provoacă să ne analizăm, să ne examinăm, să ne cercetăm, să ne evaluăm viața. Și o face lucrul acesta, dragii mei, ca Dumnezeu. Ne cere uneori să avem momente de examinare personală. Bună oară, Domnului! Este un moment de examinare personală. Fiecare să se cerceteze pe sine. Așa să mănânce din pâine și din pâine aceasta, să bea din parul acesta. Adică să se evalueze, să se examineze pe sine. E un moment pe care Dumnezeu l-a fixat când noi să întoarcem oglinda spre noi, să ne uităm la noi înșine, să vedem cum suntem din punct de vedere spiritual. Sau zicea Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, când îți aduci darul la altar, ca ziua de azi bună oară. te examinezi sau nu te examinezi? E un timp fixat de Dumnezeu ca să ne examinăm viața, să ne analizăm viața. Când îți aduci darul la altar și îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, rezolvă problema. Adică te-ai examinat ca să... te deci, mei, nu poți să stai înaintea lui Dumnezeu fără să-ți examinezi viața. Nu poți să stai în mod serios înaintea lui Dumnezeu fără să examinezi viața. A venit la, la templu, zice Sfânta Scriptură, spunea Domnul Iisus Hristos, un vameș. Să stau undeva mai departe, nu îmi să să-ți ochi, zicea, ai milă de mine, păcătosul. Vreau să vă întreb, de unde a putut spune el cuvintele acestea dacă nu și-a analizat viața? De unde putea să tragă concluzia, sunt un păcătos? Dacă nu și-a pus viața pe lângă un standard, că, dragii mei, e important cum ne analizăm viața. Că uneori s-ar putea să ieșim foarte bine când noi ne analizăm viața, pentru că ne analizăm comparând ne cu alții, ca fariseul de la templu, sau într-un mod superficial. A să Samuel în fața lui Saul în Vechiul Testament și spune, stă, spune, cuvântul lui Dumnezeu că a zis Saul, am păzit cuvântul Domnului. Dar el nu l-a păzit. A fost superficial. Sau în cartea Apocalipsa despre biserica din Laodicea zice cuvântul lui Dumnezeu, îngerul acestei biserici zice, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. S-a examinat superficial. Dar dragii mei, Dumnezeu din cer pune adevărul lui înaintea noastră să ne examină în viața. Știți, David își dă seama că noi, ca și oameni, s-ar putea să ajungem la o concluzie greșită atunci când ne examinăm, pentru că ne examinăm superficial. Și ascultați până unde merge el cu această examinare. Spune Sfânta Scriptură așa. A zis el către Dumnezeu în felul următor. Și mă apropii de încheiere. Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă, trecem prin cuptorul de foc, rinichi și inima. Vă vreau să vă întreb. Este în locul acesta în biserică vreunul care să zică Dumnezeule, pune-mă în cuptor. Este un vreun de aici, a aici, care să zică așa. Testarea prin cuptor, dragii mei, scoate la iveală realitatea care este dincolo de vorbe. Noi spunem, am păzit cuvântul Domnului. Sau sunt gata să păzesc cuvântul Domnului. Dar când Dumnezeu mă pune în cuptor, Acolo în cuptorul acela se vede cine sunt eu cu adevărat. Și David merge până acolo încât zice Dumnezeule, pune-mă în cuptor. Cuptorul sunt împrejurări de viață dureroase, care nu sunt întâmplare, sunt îngăduite de Dumnezeu, pentru că acolo se testează viața noastră spirituală. Deci, nu vreau să arăt cu degetul spre nimeni. Dar ar trebui să abordăm experiențele noastre de viață puțin mai spiritual. Să le vedem uneori, experiențele de viață, ca pe testări, unde Dumnezeu vrea să, să ca noi să experimentăm caracterul nostru creștin, calitățile noastre spirituale. Suntem oameni credincioși. Știți unde se vede credința noastră adevărată, lor? În cuptorul vieții. A zis Dumnezeu către Avram așa, ia-l pe Isaac, pe singurul tău fiu pe care îl iubești și adul jertfă pe un munte pe care ți-l voi arăta eu. Dar știți ce spune Dumnezeu despre experiența asta pe care Avram urma, urma să o aibă, să-l ia pe Isaac să-l ducă jertfă lui Dumnezeu? Știți ce spune? Dumnezeu a pus la încercare pe Avram, adică l-a testat pe Avram. Acolo, în cuptorul acela, s-a văzut credința lui Avram. Dragii mei, Dumnezeu l-a pus în cuptor pe Iov. Când a falimentat afacerea lui, a fost cuptorul lui Dumnezeu. Chiar dacă l-a dat pe mâna diavolului. Dumnezeu l-a îngăduit în cuptorul acela. Când, dragii mei, a avut drama aceea cu copii, era cuptorul vieții, știți lucrul acesta? Când s-a îmbolnăvit, era cuptorul vieții. Și în cuptorul acela, dragii mei, diavolul și Dumnezeu, erau cu ochii pe el. Cât de loial va fi el lui Dumnezeu? Și în cuptorul acelor vieții s-a dovedit loialitatea lui față de Dumnezeu. În cuptorul vieții. Deci, dragii vin pregătit la casa lui Dumnezeu, trăind viața după un standard foarte înalt. Vin pregătit la casa lui Dumnezeu, evitând asocieri care pot să afecteze valorile mele spirituale. Vin pregăti la casa lui Dumnezeu cu viața examinată, zicea el aici David, că își examinează viața și rezolvă ceea ce trebuie rezolvat. Îmi spăl mâinile în nevinovăție. Rezolv ceea ce trebuie rezolvat. Și stau înaintea lui ca să mulțumesc lui Dumnezeu, să mărturisesc lucrările lui Dumnezeu, să mă minunez de frumusețea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Frașii și surori, aș vrea să ne ajute Dumnezeu să ieșim dintr-o stare de obișnuință. Venim la Casa Lui Dumnezeu fără să ne gândim cum venim la Casa Lui Dumnezeu. Ne-am obișnuit să venim duminica, unii mai venim și joia, sau poate și marțea. Trebuie să venim pregătiți la Casa Lui Dumnezeu, ca să avem rezultate spirituale. Că, dragii mei, nu ne folosește la nimic să fim creștini, să venim în locul acesta, să umplem scaunele duminică atunci când e sărbătoare, dacă nu avem rezultate spirituale. Vrem să avem rezultate spirituale. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.